Hello, hello! Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să începem o nouă serie la mine pe canal de recenzii de cărți, pentru că tot vine sezonul rece, pentru că e iarnă, o să avem mai mult timp să stăm în casă și, de ce nu, poate vă inspir să citiți cărțile despre care vă voi vorbi în această serie. În prima parte a videourilor cu recenzii de cărți vom vorbi despre cărți pe care eu deja le-am citit. În mare parte sunt cărți de literatură, pentru că asta citeam când eram mai tânără, când eram prin liceu, știu că eram foarte pasionată de literatura universală și m-am gândit, hai totuși să nu rămână acele cărți citite undeva într-un colț prăfuit al minții mele și să împărtășesc cu voi aici pe canal. Sper să vă inspire, sper să fie niște videouri educaționale, nu știu, să vorbim așa împreună și să împărtășim cărțile pe care le-am citit. Aștept cu nerăbdare și comentariile voastre dacă ați citit cărțile despre care vă voi vorbi. Cu mare drag aș vrea să le dezbatem cumva în comentarii. Bun, astăzi m-am gândit să vorbesc despre o carte foarte faină, care mie mi-a plăcut foarte mult, o carte de literatură, bineînțeles. Când eram mai tânără, citeam cărți de literatură, iar odată ce am crescut, am început să citesc cărți, nu știu, de educație financiară, cărți de familie, chestii de astea mai educaționale, mai motivaționale și lucruri mai pragmatice. Cred că e firesc să fie așa. Dar astăzi, după cum spuneam, o să vorbim despre cartea lui Emily Brontë, La răscruce de vânturi. Brontë, nu știu exact cum se pune accentul, dar o să vorbim despre aceasta. Cartea este împărțită în două volume. Primul volum are 14 capitole și al doilea volum 20 de capitole. Capodopera autoarei, La răscruce de vânturi, este o poveste pasionantă de dragoste și răzbunare, scrisă într-un stil alert, aș putea spune, plin de forță, de o deosebită frumusețe care a consacrat-o ca unul dintre cei mai mari scriitori englezi. Emily Brontë s-a stins din viață în decembrie 1848 de tuberculoză. Și nu o să respect neapărat structura unei recenzii clasice, pentru că eu o să le fac în stilul meu, așa cum sunt eu învățată să și vorbesc, adică pe larg. Deci, practic, eu voi povesti acțiunea cărții pe larg. Domnul Lockwood este personajul principal și cel despre care și cel cu care începe, practic, acțiunea cărții. El închiriase unul dintre conacurile familiei Ayrshaun, sau Ayrshaun, cum vreți să-i spuneți, unde în prezent era stăpân peste ele domnul Heathcliff, care locuia împreună cu numeroasa lui familie în conacul Wuthering Heights, sau, după cum era denumit acel loc, La răscruce de vânturi. În ziua cazării, noul oaspete venise să-și viziteze gazda și să-i mulțumească. În această casă însă nu este primit cu prea mare căldură. În ziua următoare, curiozitatea lui Lockwood față de acel sanctuar crescu, iar el a vrut să afle cât mai multe despre acea familie care ascundea atâtea secrete. Nu știu despre voi, dar eu atunci când citesc o carte, după cum bine știți, eu le citesc cu voce tare în mare parte, dar îmi și imaginez. Îmi imaginez cum arată acel conac, cu mirosul acela de mobilă veche, poate prăfuită. Sper să intrați și voi în această poveste a mea. Când ajunse acolo, s-a pornit o furtună și după multe insistențe, stăpânul îl lăsase pe Lockwood să stea. Dar nu era foarte ospitalier, deoarece se simțea invadat de acest oaspete. Servitoarea casei l-a dus într-o cameră unde el, la miezul nopții, a avut neplăcerea să audă niște zgomote și vocea fantomei doamnei Catherine Linton, care îl ruga să o lase să intre. Femeia fusese, se pare, soția fiului Heathcliff, care murise și care era acum pedepsită să bântuie 20 de ani în conac. Dimineața de vreme, Lockwood plecase speriat, luându-și repede la revedere de la ceilalți.
ajunse acasă înghețat și începuse să vorbească cu servitoarea lui și să afle mai multe detalii despre familia misterioasă. Aflase că domnul Arceu avea doi copii pe nume Handley și Cathy, iar Dean era prieten al celor doi din copilărie. Într-o zi, tatăl îl luase de pe stradă, din frig, și pe Heathcliff, care devenise în scurt timp preferatul familiei, iar ura între copii crescuse. În cele din urmă, tata murise, iar Handley se însurase. Catherine se măritase și ea cu Edgard, deși acesta îl iubea pe Heathcliff, dar îl luase pe Edgard doar pentru a nu strica imaginea familiei. Când se căsătorise, ea se mutase în conacul familiei Linton, luând-o cu ea pe servitoarea ei, doamna Dean, care acum îi povestea totul lui Lockwood. Ea îi mai spunea că înainte ca stăpâna să se mărite cu Edgard, Heathcliff dispăruse din viața ei până într-o zi când acesta se întoarse din nou la colacul de la răscruce de vânturi și venea aproape zilnic la Catherine, lucru care îl enerva pe Edgar, dar pe care a trebuit să-l accepte de dragul soției lui. Între timp, Isabella, sora lui Edgar Linton, se îndrăgostise de Heathcliff și îi mărturisise acest lucru într-una din seri. Nelly, sau doamna Dean, servitoarea, merse într-o zi la conacul Watering Heights, unde spera să se întâlnească și să vorbească cu fostul ei prieten din copilăriei, domnul Handley, despre care se auzea că devenise foarte sever, asemenea tatălui său, înainte să moară. El se purta foarte urât cu băiețelul lui, Hareton, care rămăseseră în grija lui de când doamna Dean plecase cu Catherine. În familia Linton, lucrurile luaseră o întorsătură îngrozitoare, deoarece Heathcliff o sărutase pe Isabella, deși declarase că nu o iubește, doar ca să-i facă în ciudă lui Catherine, care se înțelegea atât de bine cu soțul ei, Edgar. Astfel, cei doi vechi prieteni au început să se certe și să fie dornici de a se răzbuna, pentru că nu puteau fi împreună. Practic, ei încă se mai iubeau. Aveau sentimente unul față de celălalt. Acest scandal a fost aprins mai tare și de Edgar, care aflase totul și a început să se lupte cu Heathcliff pentru Catherine. După ce Heathcliff a plecat, el o pusese pe soția lui să aleagă între el și acel nesimțit, cum îl numea, dar acesta a amânat răspunsul. Catherine a fugit în camera ei și a rămas acolo fără să mănânce 4 zile, până când a ajuns într-o stare critică, agravându-și boala, începuse chiar să delireze și să își simtă sfârșitul tot mai aproape. Între timp, Isabella fugise cu Heathcliff, dar Edgar ignorase acest lucru, axându-se mai mult pe starea de sănătate a soției lui, chiar dacă se certaseră cu ea. Doamna Dean a mers apoi în vizită la Isabella, iar acolo Heathcliff recunoscuse că urăște pe actuala lui soție, pe Catherine, și are un plan de a vorbi cu Catherine, deoarece doar pe ea o iubea și o obligase pe servitoarea Dean să îl ajute. Între timp, doctorul Cannon venise să-l consulte pe Lockwood, care răcise, iar Dean își încheiase povestea. Servitoarea, practic, îl lăsase pe tânăr uimit de puterea dragostei, dar și de dorința arzătoare de răzbunare dintre cei doi. În volumul al doilea, povestea se continuă, astfel în timp ce domnul Edgar nu era acasă, Heathcliff intrase cu ajutorul doamnei Dean și o văzuse pentru ultima oară pe Catherine. După aceea, Catherine, fiind însărcinată cu Edgar, născuse o fetiță la 7 luni și apoi murise, lăsând în urmă tristețe și suferință pentru Edgar. Heathcliff, când aflase vestea, încearcă să rămână puternic, deși o iubea atât de mult, să o certe cumva pentru că l-a acuzat de moartea ei, cerându-i să-l bântuie până va muri și el. În conacul Watering Heights domnea o stare de neliniște și nu după mult timp domnul Handley murise, lăsând în urmă pe Hareton, în grija ticălosului de Heathcliff, care a continuat să se poarte foarte urât până și cu soția sa, Isabella, care a fost nevoită să fugă de acolo. Trecuseră 12 ani de atunci când Edgar aflase că sora lui e grav bolnavă și merse să o viziteze, lăsându-și fetița, care a fost numită asemenea mamei ei, Catherine, în grija doamnei Dean. Dar aceasta fugise de acasă într-un moment de neatenție și ajunsese la conacul Heights, unde locuia familia care
era dușman cu tatăl ei și acolo făcuse cunoștință cu Hareton, verișorul ei, cu care se împrietenise. Dar pentru a nu supăra pe Edgar, aceasta nu spusese nimic de acea întâmplare. Apoi Isabella murise, iar copilul ei, făcut cu Heathcliff, fusese adus la Edgar și lăsat în grija acestuia pentru puțin timp. Însă, deoarece Heathcliff dorise să-și ia fiul în grijă, deși el urâse încă de la început pentru că nu avea condiție fizică, îl îngrijea totuși, deoarece avea un rol important ca moștenitor al său. La vârsta de 16 ani, cei doi verișori se reîntâlniseră, dar Edgar încerca să-i țină departe, deoarece Heathcliff avea planuri malefice. Dorind să moștenească averea conacului vecin și astfel el să se îmbogățească. Doamna Dean reuși să pună capăt însă timp de o perioadă acelei relații puierile. Pe vremea aceea oamenii nu țineau cont că erau verișori, ei se puteau îndrăgosti, se căsătoreau chiar, era absolut legal, doar pentru ca averea să rămână în familie. Îngrijitoarea lui Kathy o făcuse să se mai întâlnească cu verișorul ei, la început în secret, iar apoi cu permisiunea tatălui ei. Totuși, Linton începu să joace același rol pe care îl obligase tatălui, care voia ca cei doi să se căsătorească, dar mai întâi să moară Edgar, care avea să-și lase averea fiicei lui și, prin urmare, aceasta să-i revină după nuntă lui Heathcliff. Dorința arzătoare a lui Heathcliff de răzbunare îl făcu foarte violent cu cei din jur, ajungând să o bată pe Catherine. În cele din urmă, Edgar muri, fiind foarte bolnav, iar Heathcliff își dusese planul la capăt, luând-o pe Catherine în casa lui. Acesta avea, se pare, mustrări de conștiință, deoarece a recunoscut că de 18 ani fantoma doamnei Catherine îl bântuie. O vedea noaptea, în special prin casă, prin fosta ei cameră, închizând obloanele sau mergând, fiind astfel conștient că se zbate în agonie și totuși bucuros că o mai poate vedea și simți aproape pe femeia pe care o iubise atât de mult, încât dragostea lui devenise o obsesie, practic. Iar dezamăgirea suferită îl făcu să dezvolte în el dorința de răzbunare. Nu după mult timp și Linton murise, iar Catherine era obligată să stea acolo, în acea casă în care Heathcliff se purta îngrozitor cu ea. Hareton, deși încercase să fie drăguț, renunțase imediat pentru că Zila nu ieșea niciodată din cuvântul stăpânului și, prin urmare, nu ajuta niciodată pe fată. Zilah era servitoarea lui Heathcliff. Apoi Catherine reușise să se apropie mai mult de verișorul ei, Hareton, și chiar se înțelegeau foarte bine, timp ce domnul Heathcliff ajunsese să se chinuiască și să se simtă din ce în ce mai rău. Vedea fantoma doamnei Catherine și, după ce se chinuise o vreme așa, murise, continuând să bântuie acel loc și conacul de la Răscruce de Vânturi. Catherine se căsătorise cu Hareton, trăind fericiți împreună. Domnul Lockwood, după ce auzise această poveste, plecase de acolo și, când revenise peste câteva luni, totul era schimbat și călcat de timp, iar lumea îi spunea că fantomele lui Catherine și Heathcliff încă hoinăreau împreună pe acolo, negăsindu-și liniștea. Aceasta a fost povestea cărții La Răscruce de Vânturi. E foarte interesantă, e o carte care te ține cumva captiv și tot vrei să afli ce se întâmplă mai departe. Eu sper că nu v-am stricat cumva bucuria de a citi cartea, pentru că v-am spus toată povestea, doar că n-aș vrea nici să o las cumva în aer, adică să vă las așa, poate nu o să apucați să citiți cartea și atunci o să rămâneți așa cu întrebări. Bun. Cam aceasta a fost prima recenzie din această serie nouă la mine pe canal. Sper că v-a plăcut. Aștept cu nerăbdare părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Iar până când ne vedem data viitoare,